Forged by Chaos este un joc de acțiune anunțat acum vreo 3 ani de zile despre care se credea că era mai mult sau mai puțin mort până ce și-a făcut apariția într-o prezentare a motorului CryEngine 3 de la GDC anul acesta. Cu această ocazie a fost dezvăluit faptul că jocul va folosi motorul CryEngine 3 în loc de 2, lucru ce va adăuga mai mult timp la perioada de producție, dar tranziția explică relativa liniște care s-a așternut asupra site-ului oficial. Dacă priviți imaginele de la joc, probabil vă vine în cap o idee despre franciza din care ar face parte. Nu este ceea la ce vă gândiți. Forged by Chaos se întâmplă doar ca să arate mai mult ca Warhammer decât Warcraft, având cam aceeași legătură. Este un joc de sine stătător cu propriul univers, propria mitologie și propriile sale particularități, doar că se întâmplă să semene puțin cam mult cu Warhammer. În esență, Forged by Chaos este un joc de PvP în multiplayer pentru 32 de jucători prin internet. Nu este tocmai un MMO, deși după standardele destul de întinse ale genului ar putea fi clasificat ca unul, cam în același fel în care Savage 2 este un MMO. Jocul va oferi posibilitatea de a alege între 4 rase, fiecare cu propriile caracteristici, arme, stiluri de luptă și toate cele. Sunt oameni, elfi, dwarfi și orci. Deocamdată au fost prezentați pe larg doar dwarfii și orcii. În cadrul raselor vor fi câte 4 clase determinate de 4 zei. Un zeu care favorizează rezistența mare, altul care favorizează damage-ul, altul care favorizează vindecarea și încă unul pe care l-am uitat. În esență, tank, healer, DPS și ce mai era. Mai există și o a 5-a clasă care nu depinde de niciun zeu. Aceasta nu are proprietăți magice, dacă am înțeles corect, restul având anumite abilități speciale ce sunt oferite de zeu. Fără zeu te vei baza în mare parte pe forța brută a personajului, dar tot vei acumula experiență căpătând abilități din ce în ce mai puternice. Atunci când celelalte clase avansează în grad, le sunt oferite titluri noi care să reflecte devotamentul lor față de zeitatea aleasă, alături de abilități speciale. Există posibilitatea de a schimba zeitatea, în esență schimbând clasa, dar are un mic dezavantaj. Se vor pierde toate abilitățile legate de acel zeu acumulate până în acel punct, iar cei care venerează zeul respectiv, în echipa dinamică, vor avea un bonus de atac față de trădător. Printre abilitățile speciale care pot fi acumulate se numără chestii precum invizibilitate, scuturi care blochează numai proiectile precum cel de la Paladin Tank din Unreal Tournament 2004, clasica bila de foc, poate fi afectată chiar și gravitația. Aceste abilități vor fi în completarea atacurilor normale, care fie pot fi melee, fie pot fi de distanță. Sunt chiar și arme de foc în joc, dar accentul se va pune pe lupte corp la corp, în mare parte. Creatorii jocului, Panzer Studios, au încercat să implementeze cât mai bine fizica în așa fel încât atacurile corp la corp să poată fi blocate, interceptate, evitate și așa mai departe. Jucătorii pot fi dărâmați la sol, pot fi împinși, pot fi suspendați în aer, pot ricoșea de pe pereți. Există interacțiune fizică. E posibil să fi înțeles greșit, dar cred că un atac poate fi interceptat de un alt atac. Se dorește crearea unui gameplay dinamic, lucru ce nu se rezumă la sistemul de luptă. Arenele jocului chiar se vor schimba în timpul unei bătălii, spre exemplu cu platforme care se rup în bucăți sau care coboară în lavă. Aceste arene vor facilita implementarea unor moduri de joc menite să evidențieze calitățile jocului. Nu au fost stabilite toate, dar va fi deathmatch, va fi o variație de capture the flag, numai că nu va fi un stack, va fi un mesager care trebuie să meargă prin mai multe puncte pentru a înscrie în timp ce echipa adversă încearcă să-l oprească, vor fi asedii și un mod de VIP numit Important Person, alături de multe alte moduri care nu au fost încă anunțate. Deși este un joc de arenă, Forged by Chaos va avea o economie rudimentară. Experiența acumulată în timpul luptelor nu doar că va permite creșterea nivelului personajului și obținerea de abilități noi. Experiența mai este folosită și pe post de monede de schimb pentru obținerea de echipament nou de la magazinul jocului. Nu este un item all, este un magazin în joc. De menționat, nu se poate face comerț cu obiecte între jucători. Obținerea de obiecte este destul de directă. Magazin, jucător, atât. Dar în timp ce unele obiecte vor necesita doar bani pentru a putea fi utilizate, altele necesită și prestigiu de clan. Fiind un joc de PvP, clanurile vor avea un rol foarte important, iar cele mai bune clanuri se vor putea lăuda și cu obiecte pe care numai ei le pot folosi. În funcție de ratingul de luptă al unui clan, se va primi acces la echipament și abilități mai inedite care nu pot fi folosite în afara unui clan. De asemenea, dacă prestigiul unui clan va scădea sub nivelul la care a fost deblocat un obiect, atunci acel obiect nu va mai putea fi utilizat, chiar dacă a fost deblocat și cumpărat. Pentru a-l putea folosi iar, membrii clanului vor trebui să lucreze din greu pentru a atinge din nou acel rang sau pentru a-l depăși. Că tot veni vorba de obiecte,
fugi by Chaos folosește un sistem de loadout destul de similar cu jocuri precum cele din seria MechWarrior, în sensul că este bazat pe greutate. Fiecare luptă va avea o limită maximă de greutate. În acea limită, jucătorii își pot încărca personajele cu ce echipament vor. Armuri grele, arme ușoare, arme imense fără armură și așa mai departe. Forged by Chaos nu are deocamdată o dată de lansare, studioul fiind încă în tranziția la CryEngine 3, dar s-a menționat că un beta test va fi deschis spre finalul acestui an. Așa că dacă erați în căutarea unui joc competitiv de acțiune și funcționează doar prin internet, are câteva elemente de RPG prin el, dar nu suficiente încât să conteze mai mult echipamentul decât talentul jucătorului și desigur că are o grafică foarte bună oferită de CryEngine 3, ar trebui să stați cu ochii pe Forged by Chaos.